Bun, deci avem de la hârtie, o tăiem, da? Nu o să ne trebuiască toată, o să mai ridicăm dacă e nevoie după aia, momentan. Vedem câte ne trebuie, okay. Toată, dar... Scoatem de aici. Da? O să trească să vină. Așa. Mai facem una. Scurt de cupare. Ok. Trebuie așa, da? Așa. Da, ea trebuie să vină așa și așa. Și este aprins așa, da? Bun, haideți să încercăm prima dată să le prindem. Să prindem cu un scoci. Ce e mică? S-a ridicat din colț cu fi. Da, eu fi aruncat ceva pe acolo. Un pic de carton. L-am aruncat. Nimeni și... scapă. Nu, i-a dat de lucru deja. Bun, deci facem așa. Și lipim cu scoci. Da? Trebuie să fim inventivi întotdeauna. Ok. Hai să punem pe masă. Ne dăm o dată, ne întoarcem, presăm, mergem în partea asta la altă, da? Din nou. Mergem. Lipim bine, ne întoarcem, da, întărim de două ori mai bine, da, pregătim pe partea asta altă scociu, pe una din părți, atare, bun, o punem. Căutăm, da? Deci aici vrem fața, da? O să căutăm, spunem așa. Și iar îndoitura devină undeva, da? Deci aici, da? Bun. O scoatem, o reîntărim. Unde am făcut-o aici. Așa. Îndreptăm. O băgăm înapoi. E bine că scoatem un pic fusta, întrucât băgăm așa să îl fixăm. Da? Vedem, îl punem așa, da? Ia să vedem. Nu fixez sau ce face acum? Asta e, da, noi căutăm... Punctul slab? Nu, puiu. Căutăm mijlocul. Care am zis că e. Mijlocul lemnul. Astea două, nu. Astea două, da? Ok.
Atât. Ok. Bun. Deci până aici, iar acum. În primul rând trebuie să îmbrăcăm corpul. Da. Mai întâi îl îmbrăcăm cu un oarecare material. Nu ne trebuie tot. Trebuie doar o parte. Bine că pare făcut din in și inul era un material foarte folosit pe acea vreme. Da, cu siguranță. După nici m-am gândit, dar și... Bun. Și inul, dacă aveți o zi foarte călduroasă de vară, dacă vă îmbrăcați în in, faceți cea mai bună alegere. Da. Acum coase, da? Ar fi o îmbrăcăminte. Ok. Atunci când îi voi pune și la mâini și la corp asta, să nu se... E un pic mai transparent, vom pune într-o singură bucată. Și atunci, ca să nu arate urât și rău, vom acoperi, da? Acum pentru asta este... Aici va veni capul. Oricum o să lăsăm un pic aici în sus, dar nu foarte mult, pentru că nu trebuie chiar foarte mult. Băgăm aici de pe sus. Da, să o înfrețim un pic, da? Dăm și pe asta. Cum era, dacă vrei să încălțești, bătrânețe, haine crețe, nu? Asta n-am mai auzit-o. Aoleu, să nu mai pot crezi că văd că... Păi românul s-a născut poet, dar străinătatea l-a făcut muncitor. Aoleu, ia auzi, asta nu știu. Bun. Pentru că mi se termină ața, o vom pârli puțin. Da? E pe dedesubt și nu avem nicio treabă. Da? Fiind pe dedesubt nu e problemă. Nimic foc de artificii. Da? O vom trece. Oricum aici va veni vesta și restul. Deci dacă ne-a rămas ceva material, e bine dacă am putea să-l băgăm. Da, v-am zis? Disaster! Tragi tare și se rupe, da? Deci exact ce am zis. Nu-i nimic. O lăsăm așa, da? Și o să îi punem fusta aici, da? Putem face puțin corpul și mai mic. Să nu fie foarte mare, da? Cam așa, ok? O să îi facem din o fustiță. O putem face chiar la mână. Cred că mai bine să la mână, pentru că... Nu se va mai desface așa ușor. E puțin mai sigură treaba. Da? Deci noi deja o avem prinsă. Știm pe unde să mergem.
Așa e și mai bine. La mașină e doar un singur fir. Acum noi facem în două fire și e mai sigur că nu se va mai întâmpla, da? Practic a ieșit în firul cu care a fost. Da, fiind într-un singur fir, clar, imediat cum ai tras un pic mai tare, deja s-a rupt. Am căutat eu să nu trag foarte tare, dar fără să vrei, tot tragi. N-ai cum, n-ai cum.